În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Biscredincioși, Hristos a înviat. Mântuitorul a săvârșit multe minuni. Și prin aceste minuni, oamenii au crezut în El. Chiar când a intrat în Ierusalim, le spune Sfântul Evanghelist Ioan, că oamenii l-au întâmpinat, mai ales că făcuse minunea învierii lui Lazar. Și zice, de aceea l-a și întâmpinat mulțimea, că a auzit că făcuse această minune. Și iată ce le spune acela Sfânt Ioan după relatarea cu întâlnirea Mântuitorului cu Sfântul Toma. Zice așa, deci, și alte multe minuni a făcut Iisus înaintea ucenicilor săi, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Și auziți, iar acestea s-au scris ca să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând, viață să aveți în numele Lui. Deci avem, iată, multe mărturii că minunile sunt lăsate de Dumnezeu ca să credem în El, să se adeverească și să se întărească credința noastră. Deci asta este cert. Acum întrebarea este, ce fel de minuni căutăm noi? Adică vrem să zboare lucrurile așa, să fie lucruri excepționale în viața noastră sau în afara firii, în afara legilor fizicii. Și dacă ne uităm în, cu excepția învierilor din morți, a fiului văduvei din Nain, a fiicei lui Iair, da? Și a lui Lazar, și apoi propria sa înviere, acestea sunt în afara legilor fizicii, pentru că morții nu înviază. Moartea, când a venit, este un proces irreversibil. Dar celelalte minuni ale Mântuitorului putem spune că sunt doar o grăbire a unor procese fizice sau chimice. De exemplu, când Mântuitorul tămăduiește pe un bolnav, da, era paralizatul. Se întâmplă și astăzi, prin operații, prin medicina aceasta avansată, ca un om care stă în cărucior, iată Marin că vorbesc despre asta, să poată face o operație și să-și revină. Da? Deci Mântuitorul, când a tămăduit slăbănogul, a grăbit procesul. Deci ca cel ce este doctorul doctorilor, da? Pur și simplu, într-o secundă, a reparat ceea ce în natura sa omul căzut a pierdut. Deci, iată, aceasta este o minune care nu sfidează legile fizicii, ci, să spunem așa, dacă mi-i găduiți, le grăbește. Dar Mântuitorul astăzi se întâlnește cu Toma și vorbește exact despre asta. Despre ce minune avem noi nevoie. Și Toma a zis clar, dacă nu-l văd, dacă nu pun mâna în coasta lui și în semnul cuielor, eu nu voi crede. Eu vreau să-l văd. Era un, cum să zic, deși el a fost lângă Mântuitorul, era un gest și un gând uman. Eu nu cred că a înviat. Eu trebuie să-l văd pentru asta. Nu este o greșeală. De aceea Mântuitorul îi spune, nu fii necredincios, ci credincios. Iar apelativul de Toma, necredinciosul, nu este corect față de Sfântul Toma, pe care îl vedem de foarte multe ori, foarte, era un tip mai coleric, așa, de aceea și spune că Mântuitorul zice mai, în altă relatare, voi merge și voi muri în Ierusalim. El spune, Sfântul Toma zice, să mergem și noi să murim cu tine. Deci el nu era un necredincios, ci pur și simplu era un avântat și acum chiar vrea să vadă. De aceea Mântuitorul nu îl ceartă și spune, vină încoace, adu degetul tău, pune-l aici, în coasta mea, adu degetul, pune-l în semnul cuielor și nu fi necredincios, ci credincios. Da? Și apoi Toma spune acel cuvânt care este poate cel mai important cuvânt al Noului Testament, Domnul meu și Dumnezeu meu, adică îl recunoaște văzându-l ca înviat, îl recunoaște ca Domn și ca Dumnezeu. Dar ceea ce spune Mântuitorul mai departe este foarte important pentru noi. Și deși spune direct că este vorba de noi, auziți. Iar Iisus i-a zis, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Foarte interesant. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ce spune mai departe? Fericiți cei ce n-au văzut și au crezut. E bine, iată, aici Mântuitorul ni se adresează nouă și ne spune că dacă noi n-am văzut, n-am fost acolo să punem mâna și totuși am crezut, suntem mult mai fericiți decât Toma care a pus mâna. Nu știm sigur dacă a pus mâna, că nu zice. Bănuim că a pus sau bănuim că n-a pus. În icoane este pictat Sfântul Toma apropiindu-se de coasta Mântuitorului cu degetul, pentru că nu știm din Sfânta Scriptură dacă l-a atins sau nu. Dacă a fost suficient când i-a zis Mântuitorul, a fost suficient lucrul acesta. Și asta este important pentru noi astăzi. Ce fel de minuni așteptăm noi de la Dumnezeu
ca să credem. Și este important răspunsul pentru că, să știți, de exemplu, când plânge o icoană, mi-a trimis cineva care este aici în biserică de curând, mi-a trimis o fotografie, adică o filmare de la o icoană de aici de Brașov care plânge. Și discuția mea cu dânsul a fost, cu Nicolae, a fost că avem nevoie de așa ceva ca să credem? Eu n-am spus că nu e adevărat și că nu e o minune, dar avem nevoie de asta ca să credem. Nu este suficient să știm că Mântuitorul este real în Sfântul Potir. Nu este suficient să știm că astăzi, dacă ne-am trezit de dimineață, este o minune de la Dumnezeu? Sau că avem un copil sănătos și frumos acasă, este o minune de la Dumnezeu? Sau că o floare care înflorește atât de minunat, omul nu poate crea niciodată ceva mai frumos decât o floare care înflorește. Oricât ar face inteligența artificială și orice alte lucruri, tot lucruri seci sunt, da? Tot din plastic sau din materii din acestea. O floare este, tocmai pentru că este trecătoare, este cel mai frumos lucru de pe lumea aceasta și este o minune. Da? Deci, iată, avem nevoie de mai mult decât acestea. Ca să credem, ne trebuie neapărat o icoană care plânge sau ne trebuie să știm că lumina de la Ierusalim vine din cer ca să credem în învierea lui Hristos. Vedeți că de multe ori ne mutăm accentul de pe credința în minunile cele adevărate ale Dumnezeu, că ați văzut că există minuni și sunt importante pentru credința noastră, dar minunile adevărate sunt tocmai cele pe care noi le ignorăm în fiecare clipă. Noi, de exemplu, cine studiază, de exemplu, anatomia umană, știe că corpul uman este o minune. Se întâmplă milioane și miliarde de procese în corpul nostru acum. Uite acum când stăm. Și în câteva zile corpul nostru se schimbă, celulele mor și altele le iau locul și practic noi nu mai suntem aceiași din punct de vedere chimic, da? Noi ne schimbăm, celulele noastre sunt altele peste câteva zile sau peste un an sau așa mai departe, vedeți? Acestea sunt minunile pe care noi nu le vedem. De aceea mi-e foarte drag de oamenii de știință care devin din ce în ce mai credincioși prin faptul că îl descopere pe Dumnezeu în ceea ce văd ei în natură, de exemplu. Sunt și unii atei care zic, eu sunt deștept, eu n-am nevoie să-L văd pe Dumnezeu nicăieri, pentru că tot a fost dintr-o evoluție și iată ce frumoasă e. Dar oamenii care sunt cu adevărat înțelepți, își dau seama, mai ales fiind oameni de știință, mai ales oameni de știință, nu mă refer la oamenii de mare știință, cu toții care sunt onești, spun, și uite, mă uit la domnul profesor aici, că este profesor universitar de materii tehnice, nimic nu poate exista dintr-un hazard. Ați făcut o mașină, ați luat așa niște fiare și le-ați aruncat așa și a ieșit o mașină din ea? Nu. Trebuie să fie un arhitect, să fie un inginer care gândește, care le taie, care le măsoară. Nimic nu poate ieși din hazard. De aceea un om de știință adevărat este cel care îl recunoaște pe Dumnezeu în minunea creației sale. Mare ești, Doamne, și minunate, auziți? Minunate, tot de minune se referă. Minunate sunt lucrurile tale și, auziți, niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda cui? Spre lauda minunilor tale. Deci toate, tot ceea ce vedem în jurul nostru sunt minuni. De aceea eu cred că cei care au nevoie de icoane care plâng sunt oameni slabi în credință. Chiar dacă ei se dau mari credincioși, ei au nevoie ca să creadă de o astfel de minune. Și nu-i judec și nu-i spun că este greșit. Da? Dar eu vă spun că toate icoanele sunt la fel. Puteți să spuneți mie că o icoană e mai sfântă decât alta? De exemplu, icoana de la Nicula. De ce e mai sfântă decât de icoana noastră de aici? Sau icoana de la Neamț? Sau icoana de la Rohia? Sau de multe altele? Alte icoane, să spunem noi, făcătoare de minuni. Și aici este o paranteză pe care n-am vrut să o încep, dar acum o spun. Toate icoanele sunt făcătoare de minuni, dar într-adevăr unele sunt mai speciale. Nu pentru că au valoare artistică sau valoare istorică de patrimoniu, ci pentru că acele icoane au adunat mai multe lacrimi în genunchi în fața lor. Câte icoane, câte lacrimi au plâns și au curs pe pământ în fața acelor icoane, atât mai sfântă este icoana. Dar nu că lemnul sau pictorul a fost mai bun și așa mai departe. Înțelegeți? De aceea, iconița aceea pe care o aveți dumneavoastră lângă pat este făcătoare de minuni. Este aceeași ca icoana de la Neamț sau ca icoanele pictate de Sfântul Apostol Luca din primul secol creștin. De ce? Pentru că nu lemnul face minunea, ci puterea lui Dumnezeu. Sau tot a lui Dumnezeu manifestată prin Sfântul care este la acea icoană,
pentru că iată astăzi îl pomenim pe Sfântul Gheorghe. Și acum închei. Fericiți cei ce nu au văzut și au crezut. Amin. Să trăiți.